Bună ziua și bun găsit la Transilvania la zi. Săptămâna aceasta a început sub semnul protestelor. Sătui de promisiuni, medicii au intrat în grevă japoneză și amenință cu greva generală. Vor salarii mai mari și condiții decente de muncă. Și fermierii au ieșit astăzi în stradă. Protestul s-a soldat cu incidente. Câteva sute de fermieri au forțat cordonul de jandarmi în încercarea de a pătrunde în curtea Parlamentului. Oamenii au cerut schimbarea unor legi și plata subvențiilor întârziate deja de câteva luni. În județul Cluj, spiritele nu sunt atât de încinse, iar fermierii spun că problemele lor nu se rezolvă în stradă. O să aflăm care este părerea lor în direct la Transilvania la zi. Tot astăzi vă prezentăm ultimele noutăți de la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii ProInvent, care și-a deschis porțile și anul acesta la Universitatea Tehnică. În finalul emisiunii vom vorbi despre alergiile de sezon. Dar mai întâi vă propun să vedem ce s-a întâmplat la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii ProInvent, care, așa cum spuneam, și-a deschis porțile astăzi. Alături de noi se află doamna doctor, inginer Camelia Marinescu, reprezentantul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare. Mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit! Și domnul profesor universitar doctor inginer Cornel Ciupan, de la Universitatea Tehnică Cluj. Mulțumesc. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Cu drag, mai ales că este un salon deja renumit pe plan internațional și suntem foarte curioși care sunt noutățile acestui salon. Sigur, salonul nostru este un salon recunoscut prin faptul că are o vechime, suntem la 14-a ediție. Am debutat în 2003 la Expo Transilvania cu circa 30 de invenții și vă dați seama că acum avem în salon peste 350 de invenții, aș putea spune chiar 400, pentru faptul că multe invenții au fost pregătite ulterior în scrieri în catalog și au venit ulterior în salon. Cui aparțin aceste invenții? Avem anul acesta 15 universități, printre care toate universitățile clujene, lucru care ne bucură foarte mult. Avem peste 20 de institute de cercetare din țara noastră și din Republica Moldova. Avem inventatori liber profesioniști, le-aș spune, sau independenți, care au venit cu ei lucruri foarte interesante făcute de ei. Avem companii care produc pe baza invențiilor lor. Un lucru iară deosebit de îmbucurător, mai ales dacă ne gândim că la noi, din totalul de unități economice, de companii, mai puțin de 10% prestează activități de cercetare, dezvoltare. Da, și tot discutam despre invenții care sunt din ce în ce mai multe, cel puțin noi așa le vedem, în România, dar care nu-și găsesc aici aplicație, deci nu sunt contractate de către potențiali agenți economici. Situația nu este chiar așa. Un număr destul de important dintre invențiile participante la saloane își găsesc finalitatea în economie. Acest lucru este foarte bun. Și pot să vă dau un exemplu celebru. Știm că în 2009 Roboscanu a câștigat Marele Premiu la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva. Și este un produs bine cunoscut și de mare succes financiar. Între timp ni s-a alăturat și colegul meu Remus Florescu. Bună de ziua. La cotidianul Adevărul. Bună ziua. Bine venit, Remus. Vreau să vă întreb cât de important este acest salon de inventică. Este un salon important, este deja un reper în inventica românească și astăzi am avut onoarea să transmit mesajul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare și urările de succes pentru toți participanții. Pot să vă spun că printre ei sunt mulți pe care îi cunoaștem de la diferite expoziții, evenimente internaționale, fie că este vorba de saloanele de la Geneva, de la Bruxelles, de la Varșovia, din Croația și chiar din Kuwait. Doar persoanele sunt aceleași, deoarece invențiile prezentate sunt noi. Întotdeauna invențiile sunt noi. Este o regulă la un salon de invenții, o invenție se prezintă o singură dată. Ce condiții au fost pentru participanți? Pentru participanți, condiția a fost să aibă o invenție sau o cerere depusă în ultimii 5 ani și care să nu mai fie prezentată la salonul nostru până acum, la edițiile precedente. Ca să fie prezentată la alte saloane? Da, putea. Excepție să nu fie prezentată la salonul nostru ProInvent.
Este o regulă generală, deci fiecare salon impune ca în cadrul său să fie prezentată o invenție o singură dată. Însă o invenție, sigur că da, într-un an poate să facă, să zicem, un circuit, atâta vreme cât prezintă elemente de noutate. Pentru că la invenții, după cum cunoașteți, este foarte important elementul de noutate. Spuneați de exemplu acela de succes, RoboScan, da. A fost realizat în România, a fost pus în practică invenția. Da, a fost realizat în România, dar de ce m-am referit la el, e ceva ce mi-a plăcut foarte mult din ce au afirmat ei, că pentru firma MB Telecom viața a fost înainte și după Geneva. Vreau să spun că obținerea unui premiu important are un impact extraordinar asupra unei afaceri. Și se produce în România, respectiv? Clar. Excelent. Mai puteți să ne dați vreo două exemple de genul acesta? Am avut anul trecut în cadrul salonului o invenție pentru tratarea parodontozei. De exemplu, avem invenții în domeniul medical. Pot să precis, să menționez Universitatea de Agronomie și Medicină Veterinară de la Timișoara. Pot să vă amintesc de universitățile noastre care sunt prezente și aici la salon este un stand al Universității Politehnica din București, dar aș vrea să mă refer mai mult la reprezentanții Universității Tehnice din Cluj-Napoca, pentru că ei sunt sufletul organizării acestui salon. Aș face mențiunea că această prestigioasă instituție de învățământ clujană este singura universitate din lume care organizează un salon internațional de invenții. Este ceva remarcabil și reprezentanții universității au făcut parte, cum v-am spus, din numeroase delegații care au reprezentat România la saloane internaționale de invenții și întotdeauna și-au adus un aport considerabil la succesul general obținut de delegația noastră. Și domnul profesor, nu în ultimul rând, vreau să, da, la domnia sa mă gândeam, vreau să precizez rolul extraordinar pe care l-a jucat în ultimii ani domnul fost rector, profesor universitar Radu Ioan Munteanu, care este membru în jurul internațional, atât al Salonului Internațional de Invenții de la Geneva, cât și al Salonului Bruxelles-Innova. Cu ce invenții participă Universitatea Tehnică, domnule profesor? Invențiile la salonul nostru din toate domeniile de activitate, începând de la soiuri de plante, cu pomi, din domeniul casnic, domeniul auto, transporturi. Universitatea Tehnică are cam pe toate laturile tehnice, deci de la construcții, elemente casnice, electrocasnice, elemente industriale de automatizare și așa mai departe. Și ce ne bucură foarte mult, asta a fost și unul din motivele pentru care noi am schimbat locul de desfășurare a salonului de la Expo Transilvania la universitate, să-l aducem în mijlocul studenților și a cadrelor didactice, pentru că dorim în acest sens să fie și un stimulent pentru studenți, pentru a crea noi cercetători, noi inventatori și a le imprima oarecum acest gust pentru invenții și pentru creativitate. Am remarcat, de aceea v-am întrebat cu ce invenții vine Universitatea Tehnică, un robot gigant. Aparține Universității Tehnice? Robotul acela gigant nu aparține Universității Așa? Tehnice. Acolo pe mine m-a surprins și m-a încântat acest lucru. Și vă spun de ce. Sunt trei persoane, trei inventatori, neingineri. Și care nu fac parte dintr-un institut de cercetare sau de la o universitate și care prin efortul lor propriu au realizat acel robot destinat cu o importanță foarte, foarte bună și cu funcționalitate destinat curățirii conductelor de mari dimensiuni. Să ne imaginăm cum ar fi hidrocentrala de la Tarnița, care după un anumit timp necesită o mentenanță acele conducte, curățirea de rugină, vopsiile, protejare și așa mai departe. Și acela este un robot autonom. Acum știți cum se face? Se intră cumva pe galeriile respective, un tip în costum și prin sablare cu nisip, prin vopsire într-un mediu foarte toxic și foarte dificil de a lucra, în acel mediu se face manual. Și sunt chiar interesat, eu am văzut un reprezentant a unei firme din Franța, venit și a discutat cu
băieți în stand sunt interesați de a cumpăra o licență. Invențiile care sunt, sunt prezentate, nu toate sunt brevetate. Așa este? Aici este decizia organizatorilor salonului. De regulă, invențiile pe care le prezentăm noi ca autoritate în standurile pe care le organizăm, obligatoriu au cel puțin cerere de brevet. Și în cazul cererilor de brevet, trebuie să existe și rezumatul publicat în BOPI. Deci este o manieră de a proceda la salon. Știu că este o paletă mai largă, sunt prezentate și proiecte de cercetare și... Și creații ale tinerilor studenți care nici măcar nu sunt în curs de brevetare, dar care au un potențial, da, și ele chiar sunt inovative. Dacă v-ați uitat, niște studenți aveau un sistem automat pentru pentru hrană pentru câini, pentru distribuit la anumite ore, după program, cu posibilitatea studentului de a-l acționa prin net și prin telefon. Și am zis că este foarte bună și pentru noi, chiar ne place că vin studenții. Putem spune, dacă îmi permite să adaug, că este o decizie înțeleaptă, pentru că este o puternică încurajare pentru tineri. Am avut în platou emisiunii Transilvania la zi, anul trecut, și cred că și anul acesta l-am invitat, pe un tânăr de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, care a fost premiat la ProInvent pentru o pâine cu semințe de cânepă. E bine, cu toate că a fost premiat și promitea, foarte greu și-a găsit un partener ca să intre pe piață, încă nu a intrat, și nu a avut banii suficienți ca să breveteze această invenție. Deci pentru tineri este foarte greu. Sigur, de aceea sunt încurajați, merită încurajați și poate sprijiniți mai mult. Și pentru a vă mai răspunde cu privire la acele exemple de succes. De exemplu, în ProInvent și în acest an, ca și în anii din urmă, este prezentă firma românească Hofigal. Este un exemplu de succes adevărat. Ei au o gamă largă de produse care se adresează publicului larg, sănătății noastre. Sunt tablete pentru diferite afecțiuni, sunt creme, sunt... Cred că numele Hofigal este cunoscut. Și toate sunt brevetate. O mare parte dintre aceste produse... Încercăm să nu facem reclamă firmelor, chiar dacă sunt românești. Da, deci vorbeam doar de acest succes care include și circuitul de prezentare a unor invenții la evenimente expoziționale internaționale. Da, mă bucur că aveți așa un ton foarte optimist, dar pe de altă parte nu putem să nu observăm scurgerea asta de valori din România spre țările din vest. Tinerii care au potențial foarte mult, se gândesc să plece, pentru că aici, acum spunea și Luminița, nu au sprijin, nu vine sprijinul de după invenție, să se ajute cineva să breveteze, să fie interes pe piața locală a firmelor să pună în practică ceea ce au gândit și conceput. Să știți că există instrumente tinerii de finanțare și pentru sprijin în acest sens și aș da un singur exemplu. Universitățile tot timpul se plâng că la cercetare, cercetarea este totdeauna cenușăreasa pe lângă educația, bugetului național. Sigur, întotdeauna se poate face mai bine și mai mult, dar vreau să spun, există aceste instrumente de sprijin și aș da un singur exemplu. Inovau cerele. Sunt niște proiecte construite dedicat pentru inventatori și permit această, să zic, transpunere în practică. Și adică în ce constau aceasta? Deci sunt proiecte care se câștigă pe baza evaluării aplicației depuse. Inventatorul obține o sumă de 10.000 de euro și se materializează o idee. Există și altă categorie de produse, mă refer la proiectele de genul Eureka, care tot așa, prin care se finanțează cercetarea și finalitatea este un produs care este destinat pieții. Poate că ar trebui să fie un mai susținut proces de informare. Este posibil ca lumea să nu cunoască toate posibilitățile. Asta este un adevăr și aici... Aici și eu aș putea veni să completez ceva.
lumea știe, în special din mediul universitar, din afară știu mai puțin, după aia ei chiar nu știu foarte bine să scrie un proiect, chiar dacă o idee, un produs, ceva cu care, să, cu care putem veni cu ceva de succes, nu pot face un proiect foarte bun, iar concurența este destul de mare, pentru că fondurile sunt relativ mici și nici noi din mediul universitar, care le avem, măcar cu ale scrisului și a, aici, eu aici. Nu cu ale, și al povestitului, dar nici noi nu reușim întotdeauna să obținem sau aici foarte greu. Bun, și aici ar trebui să existe consultanță, da? Să aici, se oferă consultanță. Da, ar trebui, mă gândesc. Și cine ar trebui să ofere? Deci sunt fel de fel de acțiuni organizate. Aici deja am ieșit din sfera discuției noastre, dar pot să vă dau și un asemenea răspuns. Printre atribuțiile mele este și aceea de a relaționa cu mediul de cercetare pe problematica IMM care ține de programul Orizont 2020 și pot să vă spun că în perioada de lansare a acestui nou program cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene, noi, cei din Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, am organizat o serie de evenimente pentru a pregăti comunitatea științifică pentru ce urmează. Și am avut un asemenea eveniment și la Cluj, pentru că atunci am organizat seria de evenimente care precedau lansarea programului Orizont 2020 prin orașele importante ale țării. Însă, v-am spus, aici este o altă zonă de discuție și pentru a rămâne la importanța acestor evenimente expoziționale, aș vrea să vă dau un exemplu, un alt exemplu, pentru a demonstra ce poate să însemne participarea la un asemenea salon. Am avut o invenție a unui institut național acum 2 ani prezentată la Geneva. Era o nouă formulă de curățare a documentelor vechi. Sigur, era o noutate și pot să vă spun implicațiile. Doamna care a prezentat invenția a fost cooptată în Asociația Mondială a celor cu preocupări în domeniul de curățare documente, a fost cooptată în Comitetul Științific al unui eveniment internațional care s-a organizat în Turcia și a construit și o echipă și a găsit colaboratori pentru depunerea unui nou proiect. Deci vreau să vă spun că participarea la aceste evenimente are multiple dimensiuni. În plus, pentru inventatorii pe care îi reprezentăm la aceste evenimente internaționale, organizăm și evenimente conexe. Am organizat de aproape un deceniu evenimente de genul brokeraj. Deci, transmitem informațiile despre invențiile pe care le vom prezenta în stand cu o săptămână, două, trei înainte, prin rețele profesionale. Am utilizat rețeaua Enterprise Europe Network către mediul științific și economic din țara respectivă și din țările din jur pentru a da posibilitatea să se construiască aceste parteneriate, pentru că mult mai ușor se organizează întâlniri cu oamenii de știință, cu cei din mediul universitar și din mediul economic din țările respective, în diferite locații care sunt mai aproape de țările lor. Acest lucru ați încercat să faceți și dumneavoastră, da? Mâine va fi o întâlnire a unui cunoscut agent economic din Cluj la Universitatea Tehnică cu studenții, are și o sesiune de prezentare și da. De asemenea va avea loc și o bursă a invențiilor, văd, sau acest eveniment este separat? Este inclus în această... Iar vineri este premierea. Vineri este festivitatea de premiere. Noi intenționăm să finalizăm jurizarea până mâine seară și joi să pregătim... Suntem foarte curioși să vedem cine va fi câștigătorii din acest an. Avem foarte multe premii, mai multe premii speciale, printre care avem și premii în memoria, gândindu-ne la să dăm în memoria unor inventatori, unor oameni care au sprijinit inventica românească și au participat în acest sens. Ne gândim la domnul profesor Dorel Cernomazu de la Suceava, care e unul dintre cei mai
a fost unul dintre cei mai prolifici inventatori, cu circa 200 de invenții, și care a creat colective de inventatori. La profesorul Vitale Belousov de la Iași, care a creat o școală de inventică. Deci o să fie mai multe premii. Da, o să fie mai multe premii, dar și spectrul invențiilor este destul de larg. Și așa că ne gândim la premiul Eliza Zanfirescu, care a fost, poate puțină lume știe, nu chiar prima, a doua femeie inginer. Ce sumă se acordă pentru premiul Inventi, ca premiul principal? Ca să zic. Noi nu dăm o sumă, dăm un premiu care constă deci într-o cupă, este onorific. Pur simbolic. Da, este simbolic. Nu, dar nu contează participarea, așa cum ați spus. Da, da. Și doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiunea de astăzi. Vă mulțumim și noi. Astăzi au avut loc proteste cu incidente în fața Parlamentului. Așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, câteva sute de fermieri au forțat cordonul jandarmilor și au încercat să pătrundă în curtea instituției. Oamenii au mers la București pentru a cere schimbarea unor legi și subvențiile care au întârziat deja de câteva luni. Știrea, vă rog. Vor să fracționeze, să vândă și terenurile cum îi taie capul. Vor să zice că ar vrea să vândă, să concesioneze pentru străini și munții, care totuși au mai rămas ai noștri, printre singurele terenuri mai bune. Acum a început controlele care ne termină, de la DSV, de la Dracu, de la Lacu, să nu mai putem vinde miei, să nu mai putem vinde brânză, să nu mai aia. Impozitul l-am plătit de azi toamnă, de la 15 decembrie. Subvenția nu mi-am luat-o. Cu ce pot să plătesc? Ne-a spus înainte ca să ne asociem într-o formă asociativă. Am obținut acest lucru, ne-am asociat și în momentul de față spune că asociațiile nu mai sunt bune, vor să ne distrugă. Până acum n-a ieșit încă legea cooperativei, trebuie să depunem cererile. Nu știu, și pentru anul 2016, încă nu știm despre legea nimic. Sistarea pe o durată de cel puțin un an de zile a legii vânzării pământurilor din România către străini. Al doilea punct este modificarea de urgență a legii pajiștilor, ca aceste suprafețe să ajungă efectiv la cei care dețin animalele, o introducere pe ordinea de zi de urgență a legii etichetării laptelui și produselor de lapte. Să nu distrugem asociațiile înființate pe 26, să aibă acces la... să fie fermier activ, să poată accesa fondurile europene și fondurile păpășuni, să nu se nască în 1907 în România să se împartă terenurile și să-i bage pe cei care au contractat aceste pășuni în pușcărie, nefiind, neputând să-și achite chiria și impozitul. După aceea avem problema transumanței, să ni se plătească transumanța, cei care plătim, trecem peste 30 de kilometri să ni se dea bani de transumanță. Județul Cluj nu a fost reprezentat la mitingul de astăzi din capitală. De ce? Aflăm acum de la Mircea Ciurea, reprezentantul cooperativei Someș Alieșu. Bună ziua! Da, deci nu, cooperativa Someș Alieșu, foarte mulți fermieri din județul Cluj nu au participat la această manifestație, deoarece au considerat că nu-și are rostul. Atâta timp cât pe parcursul anului 2015 nu s-a organizat nicio manifestație de protest în condițiile în care conducerile asociației, și mă refer aici la conducerea federației, știa că s-au schimbat regulile jocului, adică modul de depunere a cererilor și cum vor fi făcute plățile, ei trebuiau să facă presiune asupra ministerului, astfel încât acesta, ministrul Constantin, să semneze acel contract cu Siveco și nu să fie semnat de actuala conducere agriculturii în luna noiembrie. Bun, dar de ce nu ați făcut atunci presiuni, domnul Ciurea? Sau ați făcut presiuni? Asta este întrebarea pe care o pun și conducerii federației. Deci vreau să spun din capul locului, problemele sunt foarte multe, foarte stringente. Fermierii trec acum printr-o perioadă extraordinar de dificilă. În condițiile în care suntem în aprilie 2016, ei n-au accesat subvențiile, nu și-au plătit impozitele, nu și-au plătit impozitele pe anul trecut. Vinovați de această situație, v-am spus, sunt organizațiile profesionale, pentru că ei trebuiau, în momentul când am mers la minister, să facă presiune asupra ministerului, să vadă ce modalități sunt pentru... ca la sfârșitul lunii, adică la sfârșitul anului,
fermierii, așa cum se întâmplă peste tot în Europa, să aibă 80% din subvenții în conturi. Ei să-și poată plăti imputurile și taxele. Dar vă spun eu care este scopul principal al federației. Este eliminarea celor adeverințe prin care ei certificau calitatea de crescător de fermier. Te durea inima când mergeai la apia și vedeai cum bătrâni de la sate abia scoteau, le tremura mâna când scoteau 5 lei, 10 lei să-și plătească către asociațiile care stăteau și încasau banii să plătească acești bani. Pentru că efectiv deja da se bate monedă. Asociațiile în momentul de față sunt foarte puține asociații care fac ceva pentru crescători. De aceea eu militez pentru cooperative. Acestea sunt într-adevăr pot să vină în sprijinul fermierilor, a crescătorilor prin negocierea inputurilor, a produselor și totodată trebuie discutat cu Ministerul a aprobat accesul la fonduri europene nerambursabile cu peste 50%, astfel încât să-și poată valorifica produsele într-un mod mult mai corespunzător. Bun, domnul Ciurea, dacă asociațiile nu vă reprezintă cum trebuie, atunci cooperativele nu s-au gândit să militeze pentru a-și apăra interesele? Da, bineînțeles, tocmai de asta am luat această, având în vedere faptul că am văzut că aceste asociații sunt ca inexistente și apar ca ciorchinii late în momentul când încasează banii de la crescători, s-a constituit această uniune de cooperative. Sperăm să apară încă alte cooperative, pentru că eu am avut foarte multe întâlniri și în județul Mureș, și în Bihor, și în alte județe sălași, ca să se constituie noi cooperative și atunci acestea sunt constituite pe criterii economice. În momentul în care vor apărea aceste cooperative, atunci, într-adevăr, interesele crescătorilor vor fi mult mai bine reprezentate la minister. Eu sper că să reușiți cât mai repede să vă uniți și să vă apărați interesele. Cum trebuie și să acest lucru obțineți. Se vede că funcționează. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi. Vă mulțumesc. Cei care au deschis seria protestelor în această săptămână au fost medicii, dar și alți angajați din sistemul sanitar. Aceștia au intrat în grevă japoneză și amenință cu grevă generală. Vor salarii mai mari și condiții de muncă decentă. Premierul Dacian Cioloș le-a răspuns că deocamdată nu sunt bani în buget pentru majorări salariale. Medicii din toată țara au purtat astăzi banderole pe brațe. Sunt nemulțumiți în primul rând de salarii. Toți suntem nemulțumiți de felul în care suntem salarizați, felul în care suntem tratați și faptul că condițiile noastre de muncă devin din ce în ce mai grele. Salariile medicilor au crescut cu 25% la 1 octombrie anul trecut. De exemplu, un medic rezident câștiga în jur de 1400 de lei pe lună, iar un medic primar 2300 de lei. Medicii cer și reglementarea timpului de lucru și rezolvarea problemei lipsei de personal. Sistemul medical se clădește cu oameni care trebuie să fie bine instruiți, care să fie odihniți în momentul în care, spre exemplu, intră în sala de operație, nu după 24 de ore de gardă. Muncim foarte mult. Personal este foarte puțin, suntem nevoiți să facem foarte multe gărzi. Lipsa medicilor a devenit atât de gravă încât unele spitale riscă să fie închise. Colegiul medicilor a făcut calculele. Anual intră în sistem 3.000 de medici, dar pleacă 3.500. Acum în România sunt aproximativ 50.000 de medici, majoritatea în capitală și în orașele mari. Dacă, de exemplu, în București sunt 14.000 de medici, în Ialomița sunt doar 300, un număr mult prea mic pentru a acoperi necesarul spitalelor. 25 de ani de școală să fii la coada salarizării este o jignire profundă adusă corpului medical și lucrurile astea trebuie amendate urgent. Și medicii de familie sunt în grevă japoneză. Sunt nemulțumiți mai ales de problema cardurilor de sănătate. Noi vrem Casa Națională să-și asume aceste perioade de nefuncționare a cardurilor. Vom avea discuții în continuare cu colegii noștri, fiindcă de fapt sunt colegii noștri, suntem în aceeași bancă. Premierul Dacian Cioloș spune că deocamdată nu sunt bani pentru majorări salariale. Nu avem de unde, deci nici nu putem să ne permitem să dezechilibrăm situația bugetară și știu că domnul ministru caută soluții. Medicii vor fi în grevă japoneză toată săptămâna și amenință cu grevă generală pe 18 aprilie.
Despre nemulțumirile și revendicările medicilor vorbim în continuare cu domnul dr. Victor Eșanu, președintele Camerei Federative a Medicilor din România. Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua! Mulțumesc de invitație! De când ați declanșat acest protest, s-a schimbat ceva? Ați fost invitați la negocieri la Ministerul Sănătății? Am văzut numai declarația premierului de luni. Deci, două federații din sistemul sanitar, Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor, care are doar medici, astea suntem noi în jur de 2200 de persoane în țară, și Federația Sindicală Hipocrat, care este mai mare deoarece are și medici și asistenți, am decis să intrăm în grevă japoneză, deoarece am avut discuții cu Ministerul Sănătății. Le-am arătat nemulțumirile și revendicările noastre. Ne s-a spus că ne susține Ministerul Sănătății, că avem dreptate, că sunt probleme, dar că nu știu nici ce să facă. Era vorba despre inexistența acelui draft a legii salarizării unitare. Trebuie să vă spun că noi am negociat în luna octombrie o lege a salarizării unitare cu guvernul Ponta, care presupunea creșteri de 25% o dată pe an și se ajungea în 4 ani de zile la dublarea salarizării. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu copiii de la colectiv, s-a schimbat guvernul, s-a schimbat ministrul, actualul guvern a venit și ne-a spus, domnilor, noi ați auzit și dumneavoastră, primul ministru, nu mai sunt bani pentru acele creșteri, ce s-a putut, s-a dat. Foarte interesant. S-a dat la începutul anului. Foarte interesant este că acești secretari de stat de la finanțe care ne convingeau în octombrie că sunt bani, acum ne conving că nu sunt bani, pentru că secretarii de stat au fost păstrați. Și atunci noi am spus, bun, legea veche nu mai este de actualitate, ziceți că nu aveți bani, dați-ne o altă lege, un draft a legii pe care să putem discuta, să vedem ce intenționați voi să faceți. Eu am alt guvern, poate o altă gândire. Memorandumul spunea că până la mijlocul lunii februarie trebuia să fie gata legea, proiectul legii salarizării. Este mijlocul lunii martie, n-a văzut nimeni acel proiect, nici măcar domnul ministru Achimaș Cădariu de la minister, că l-am întrebat direct, dumneavoastră, ați văzut? Nu, n-am văzut. Știți când e gata? Nu, nu știm, așteptăm. Doamna ministra Muncii ne-a spus zilele astea că nu putem aștepta niciun fel de creștere salariale, deoarece bugetul pe 2016 a fost votat fără nicio creștere, deci unica speranță este undeva de la 1 ianuarie 2017, deci când ei nu vor mai fi la guvernare. Evident că lucrul ăsta ne-a mulțumit foarte mult și asta a fost prima revendicare. Domnule, arătați-ne și nou un draft de lege pe care să putem discuta, să putem negocia. Dacă e așa cum spune, evident că vor ieși toate federațiile în stradă, dacă nu va fi absolut niciun fel de creștere, mai ales că la ultima comisie de dialog social, toate federațiile din sistemul sanitar au decis să ne luptăm pentru creșterile măcar de 25% care au fost promise de fostul guvern. Cred că noi nu avem absolut niciun partid politic, deci nu avem nicio treabă cu partidele politice, dar era o perspectivă de creștere și asta însemna că cetățeanul venea cu mai puțin bani la spital, cumpăra mai puțin medicamente și așa mai departe. Noi zicem că e o problemă care interesează toată societatea, evident. Cereți și condiții decente. Așa, asta a fost prima problemă. După cum urmează câteva, nu o să vă vină să credeți. În orice serviciu există niște sporuri. Sporurile se plătesc ca un procent la un salar de bază. Aici, în sistemul sanitar, este un ordin care spune că sporurile pentru angajații în sistemul sanitar se vor plăti raportându-se la salariul din 2009, care era cam 60%. De ce? Nu știm. Am cerut de 1000 de ori. Domnule, nu este corect. Avem un salar, la el trebuie să raporteze sporurile. Ne s-a promis lucrul ăsta încă de fostul ministru Bănicioiu. Nu s-a rezolvat nici până în ziua de astăzi. Merem mai departe. Toți angajații din sistemul sanitar fac gărzi, pentru că din salariul ăsta nu pot supraviețui. Trebuie 7-8 zile pe lună să-ți leși familia, să stai în spital. Bun. Gărzile sunt, două dintre gărzi sunt obligatorii în programul normal al fiecărui medic și sunt plătite absolut normal ca și ora de muncă. Ei, tot ce este peste gărzile obligatorii, iarăși se plătesc făcându-se referire la un salar mult mai mic, așa cum nu același om, în același spital, face aceeași activitate. Nu. Avem un ordin care spune tot ce este în afara normei se plătește mai prost. Iarăși o problemă, am zis, domnule, nu se poate așa ceva. Și dacă refuzi să mai faci? Că uneori... Deci sunteți descoperiți. O întrebare extraordinar de bună, pentru că și colegii noștri au spus că s-ar putea, una dintre formele de protest ulterioare, să fie noi să nu mai facem decât gărzile obligatorii prin lege. Sigur că nu vrem să afectăm pacientul. Cineva trebuie să stea. Noi suntem aici în Cluj. E plin de doctori și de spitale, dar avem organizații în Caracal, avem în Petroșani, avem organizații în Satul Mare, unde sunt 4 medici, de exemplu, în loc de 8. Săracii fac gărzi zi lumină. Zic, nu ne mai chemați la ședință că eu nu pot, că tot timpul sunt în gardă. Acolo, noi propunem lucrurile astea într-un oraș mare. În orașele mici este mult mai greu și nu vrem să afectăm pacientul. De aia și prima formă de protest a fost o grevă japoneză, care în conformitate cu legea dialogului social înseamnă că îți pui o banderolă, e ca un strigăt, ca un semn către guvernanți, dar nu afectezi programul și nu suferă pacientul, practic. Pentru că noi venim la servici pentru niște oameni, pentru niște pacienți. Ați spus în material, a spus un coleg foarte bine,
Există încă o revendicare a noastră care se referă la directiva 88 din anul 2003 a Comisiei Europene. Ce spune acea directivă? Orice angajat după 24 de ore, obligator trebuie să meargă să se odihnească. Ce face un medic după o gardă de 24 de ore? Merge la patul bolnavului sau în sala de operații. De ce? Pentru că asta e programul nostru. De aia spunem, domnule, poate fi afectat actul medical, calitatea actului medical și până la urmă sănătatea pacientului. Cerem respectarea directivii 88 pe anul 2003, valabilă în toată Europa. Ca să nu mai spun că mai cerem ca personalul să beneficieze de medicamente și de asistență medicală gratuite, ca să nu trească să ne mergem pe ascuns de la un coleg la altul, oricum ne rezolvăm problemele. De ce să nu facem cum, de exemplu, angajații de la Electrica beneficiază de tarife preferențiale și noi, dacă avem niște salarii atât de proaste, măcar de asistență medicală gratuită să beneficiem. Este o solicitare de noastră de 20 de ani. Asta este încă o cerere de noastră și multe, multe altele. Vreau să vă întreb, pentru că spuneați de pacienți, nu credeți că la fel de importante sunt și condițiile din spital? Adică cum să nu? Nu mai vrem să revenim la treaba sălile, asta. Sălile, saloanele, subfinanțarea ne afectează. Când merge omul cu o boală, da, și se întoarce acasă cu trei probleme de genul ăsta și... Nici măcar nu avem curajul să raportăm. Ați văzut infecțiile nosocomiale, dacă ați văzut raportul. Și nu mi se pare în regulă, că cumva am observat că medicii cumva sunt complici la situația asta, pentru că și în cazul colectiv, medicii ăia din spital care știau că au probleme și că intră pacientul și riscă să, după ce căiar, să mai ia încă nu știu câte infecții, ei au spus, da, tot în regulă. De ce nu ies medicii și legat de condițiile specifice exact din fiecare asta, spital? Exact asta încercăm acum. Păi spuneați de salarii. Am început cu salarizarea, am început cu drepturile salariale și condițiile sunt extrem de importante, pentru că este unul din motive pentru care lumea pleacă într-o veselie în străinătate. Acolo, la cazul colectiv, ce aș putea să spun este că medicii au fost întrebați dacă sunt ei pregătiți. Eu, ca medic, știu ce am de făcut. Eu știu că sunt pregătit. Însă medicul nu întotdeauna poate purta o responsabilitate pentru toată instituția, pentru tot spitalul, pentru circuitele din spital. Deci nu toți sunt administratori și directori. Chit că acum în unele spitale și-au pus banderole și directorii, dar medicul fiecare în parte, el n-are cum să știe ce se întâmplă. E pregătit spitalul? Nu e pregătit. Sunt destui angajați? Nu. Ați văzut acum, au venit o informație că aveau 50% angajați pe salvările alea care trebuiau să acorde primul ajutor. Astea sunt lucruri care eu, ca medic, n-am de unde să le știu. Le știe, în schimb, managerul, poate direcția sanitară și așa mai departe. În datele prezentate de către dumneavoastră, da, cei care v-ați raliat la acest protest, mi-a atras atenția o cifră. 3.000 de medici intră în sistem, da, anual, 3.500 pleacă în străinătate. O să vă dau o cifră mai simplă ca să înțelegeți ce se întâmplă. Cadrelor, am primit datele INSE-ului referitoare la salarizarea în România pe compartimente. 2.500 este salariul mediu în România, 3.800 administrația salariul mediu, foarte frumos, 2.800 învățământul, 2.500 salariul mediu, 2.400 sistemul sanitar, cu bonuri cu tot, practic dacă eliminăm tichetele de masă, salariul mediu în sistemul sanitar este sub salariul mediu pe economie, undeva la 2.000-2.500 de lei. Doilea mână, acum, de exemplu, prin Federația Europeană a Medicilor Salariați la care suntem afiliați, putem trimite în Franța 2 rezidenți de chirurgie, 2 de ginecologie, invită colegii de acolo, sindicaliștii din Franța, pe un salariu de 2.200 de euro cu casă, masă asigurată. Rezidentul nostru, care vine, de exemplu, din Bistrița sau din Maramureș, într-un centru universitar, că acolo se face rezidențiatul, are 1.600 de lei și atât. Păi cum să nu plece? Cum să nu plece pentru Dumnezeu? Și termină rezidențiatul pe anumite, da, discipline care nu sunt atât de ofertante la locuri de muncă, cum ar fi imunologie, alergologie, unde sunt numărați pe degete. E mult mai grav. Avem filială în Tulcea, spitalul din Tulcea nu mai are niciun pediatru. Și fac voluntariat în spitalele românești. Păi atunci, clar, pleacă. În spitalul, da, din Călăraș, acolo avem filială, anestezia este asigurată de către 3 colegi din Bulgaria. Nu mai avem. Și medicii de familie. Am primit o susținere, da, am primit o susținere din partea... Mi s-au alăturat. O avem la telefon pe doamna doctor Emiliana Costiuc, vicepreședintele Asociației Medicilor de Familie din Cluj. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua și salut și colegii mei din platou! Care sunt nemulțumirile medicilor de familie?
Așa nu se mai poate. Acesta este SOS-ul nostru, pe care spunem clar și răspicat. Noi de 3 ani de zile facem propuneri, dar lipsa aceasta de receptivitate a decidenților la problemele nu numai ale personalului medical, ale pacienților, fără nici o aplicare asupra argumentelor și propunerilor pe care noi le-am făcut pentru îmbunătățirea eficienței sistemului medical, ne-a făcut să ne alăturăm protestului colegilor noștri din spital și să ne cerem și noi drepturile, dar mai ales să ne facem auziți, pentru că nu mai putem continua așa. Ne supără această desconsiderare și acest dispreț al decidenților prin impunerea unui contract înjositor, prin imputarea regulată a unor sume pentru diverse rețete, pentru informatizarea sistemului, pentru toate punctele acele obligațiile pe care un medic de familie le are din contractul cu casa, pentru birocrația excesivă și disfuncționalitățile din sistem și, nu în ultimul rând, într-adevăr, pentru lipsa de finanțare. Nici medicii de familie, cabinetele de medicină de familie nu au fost beneficiare, să zic așa, de o creștere a valorii punctului în ultimii 3 ani. Asistentele noastre, care sunt tot personal medical, ne cer și pe bună dreptate o creștere salarială. Ori noi, în condițiile acestea, nu le putem oferi. Noi avem de-a face cu rețelele informatice, cu internetul de bandă largă, cu activări de carduri, cu foarte multe munci care nu țin de activitatea medicală și care, practic, ne sufocă. Deci noul contract cadru, care... În aceste condiții, contractul nostru se încheie la 31 martie. Așa nu se mai poate. Trebuie să luăm o decizie și noi și în calitate de contribuabili la Casa Națională de Asigurări. Ce facem noi, ce cerem noi de la asiguratorul nostru? Că, practic, de aici trebuie să începem. Acele condiții din spital nu trebuie să le cereți medicului din spital, trebuie să le cereți asiguratorului. Noi trebuie să ne știm care ne sunt obligațiile și drepturile din contractul de asigurare. Nici până în acest moment, pacienții noștri, contribuabili, noi efectiv, nu avem un contract de asigurare de sănătate, ceea ce este perfect, adică complet anormal. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Contractul cadru, noul contract cadru cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate a stârnit nemulțumiri generale. Așa este. Am primit o veste foarte proastă referitor la demisia domnului președinte. De ce este o veste proastă? Sigur că da, este o veste proastă. Noi ne pregăteam să punem niște întrebări referitor la valoarea punctului, referitor la sistemul informatic foarte scump și nefuncțional, care mai mult ne blochează, referitor la cine asigură mentenanța acelui program. Omul și-a dat demisia, va veni altă persoană care o să ne spună, stați un pic, eu trebuie să mă lămuresc, îmi trebuie 2-3 luni. O să mergem mai departe pe vechiul contract, pentru că n-ai cu cine. De aia, de fapt, ni s-a reproșat de ce nu cerem demisia și ministrului. Am fi pățit la fel. Vine altă persoană, zice, de la mine ce vreți, eu mai am 3 luni că trebuie să mă lămuresc. Deci este o veste proastă, pentru că noi, practic, la ora actuală nu prea avem cu să-i reproșăm toate problemele din sistem. Dar o să vă propun să vedem o știre cu acest cutremur la vârful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Cardul de sănătate menit să reducă fraudele, însă amânat cu ani, i-a adus cele mai mari bătăi de cap lui Vasile Ciurchea. Proiectul a pornit cu stângul. Oamenii s-au călcat în picioare la casele de asigurări ca să-și ridice cardurile. Inițial ar fi trebuit să fie obligatorii de la 1 mai 2015, dar s-a mai dat o păsuire. Am venit în luna mai, mi s-a spus că sunt asigurată, cardul meu a fost emis, însă nu a fost tipărit. Cardul a fost emis? Da, însă nu a fost tipărit, așa mi s-a spus. Deci tipărit emisie este același lucru. Dumneavoastră este domnul președinte? Și de ce n-ați rezolvat problema? Ce facem? Conferință? Păi nu încercați, că e cam târziu. După jumătate, dar ce era așa de greu? De la 1 septembrie, de când casa nu mai decontează serviciile fără card, disputele medicilor cu șeful CNAS au fost tot mai aprinse și blocajele din sistemul informatic rămas fără contract de mentenanță s-au înmulțit. Responsabilul se află în fața dumneavoastră. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care a pornit acest văluc, acest sistem, trebuia să găsească o alternativă în caz de dezastre. Noi avem astfel de dezastre în fiecare zi. Pentru situațiile excepționale, când nu funcționează, se poate reveni la sistemul offline. Pacientul nu trebuie să aștepte cu orele dacă sistemul nu funcționează, nu trebuie să renunțe la rețetă, pentru că rețeta poate fi eliberată. Șeful CNAS a decis să plece într-un moment tensionat. Noul contract cadru pentru serviciile medicale aprobat de guvern i-a atras alte critici.
E revoltător faptul că în ambulatorul de specialitate veniturile medicilor au fost și ale asistentelor, numai ale medicilor, au fost înghețate ca și cum acest personal ar fi desprins din corpul medical. Asta este o nedreptate care va trebui să o rezolve în primul rând Ministrul Sănătății. Sancțiunile din contract sunt aberante. Sunt o mulțime de lucruri care nu funcționează. Am avut și perioade în care argumentele noastre au fost auzite, am avut, din păcate, și nenumărate perioade în care niciun fel de argument nu a fost auzit. Premierul Dacian Cioloș va decide cine va fi noul șef la CNAS. Vasile Ciurchea a mai condus Casa Națională din februarie 2007 până în ianuarie 2009. Atunci a fost înlocuit cu Irinel Popescu prin decizia premierului Emil Boc. Ei, cam aceasta a fost nebunia de la Casa Națională și reacțiile de după demisia președintelui. Ce se va întâmpla? Vă spun încă o dată, suntem nemulțumesc de faptul că nu mai avem un partener de dialog, pentru că sindicatele astea fac dialogul social. Era un om, a condus Casa Națională, trecinea să răspundă pentru ce s-a întâmplat. Colegii de la Medicina de Familie depind foarte mult de aceste raportări. Noi suntem, eu vin din sistemul bugetar și reprezint colegii din sistemul bugetar. Ei însă au un contract direct cu Casa de Sănătate, depind de acel sistem informatic, fac o consultație, prescriu o rețetă, trebuie să o raporteze electronic pentru a fi plătiți. Practic, acele dezechilibre, acele blocări, îi lasă pe ei fără bani, pentru că ei, din cauza asta, își pierd o grămadă de bani. De acolo trebuie să-și plătească asistenta cabinetul. Îi înțelegem, îi susținem. S-ar putea să fie săptămâna asta niște manifestări la București, deoarece, din câte știu eu, au o conferință națională. Dacă se va întâmpla și ne vor cere susținere, îi vom susține. Eu aș vrea să adaug că pe noi, în afară de Societatea Națională de Medicină de Familie, Patronatul Național de Medicină de Familie ne susține și un ONG, Alianța Medicilor, ne susține Confederația CNS Cartel Alfa, la care suntem afiliați împreună cu colegii de la Hipocrat, și ne susține Federația Europeană a Medicilor Salariați, la care suntem afiliați ca și Federație Națională. Nu vă susțin cei din Sanitas. De ce? Nu știm de ce. Noi, ori de câte ori ne-au invitat Federația Sanitas, i-am susținut și îi vom susține. Vocale aveau aceleași doleanțe ca... Și vreau să vă spun ceva. Vă garantez că în cel mai apropiat timp o să ne vedeți împreună cu Sanitas luptându-ne pentru drepturile salariaților, deoarece problemele sunt comune. Problemele care le-am enumerat noi le-am hotărât împreună cu colegii de la Sanitas la Comisia de Dialog Social. O să vedeți că o să mergem împreună, fiindcă asta este. Sindicatul asta face. Și nici nu cred că ar trebui noi să ne irosim energia luptându-ne între noi, pentru că nu asta este scopul nostru. Noi trebuie să luptăm. Ar fi o pierdere de timp și de energie. Nici n-am încercat nici să răspundem. Din contră, vă spun, ori de câte ori am fost invitați, am susținut și vom susține, și eu cred că orice s-ar întâmpla, tot acolo să mergem, că n-avem de ales. După părerea mea, pentru a exista mai mulți bani pentru sănătate, e foarte important și un alt aspect, și anume oprirea găurilor negre din spitale, unde se duc foarte mulți bani și se duc în condiții în care se fac tot felul de licitații dubioase, se achiziționează tot felul de soluții de dezinfectat care sunt ori diluate, ori nu sunt corecte, și de aceea avem și numărul acesta mare de infecții nozocomiale. Aflăm și noi împreună cu dumneavoastră de la presă, în special. Cine ar trebui să se ocupe de aceste probleme? Că văd că nu face parte din preocupările dumneavoastră. Sindicatele au reprezentanță în consiliul de administrație cu drept doar consultativ, fără drept de vot. Noi participăm la acele consilii, ascultăm ce se întâmplă acolo, nu putem interveni, nu putem participa, deoarece noi merem ca reprezentanții angajaților. Deciziile le ia administrativul. Mai ales noi, care aparținem de Confederația Cartel Alfa, care nu are nicio apartenență politică, nu avem nicio legătură cu cei care numesc managerii și administratorii. Haideți să vedem ce se întâmplă la Craiova. L-avem acum la telefon pe domnul dr. Ioan Cotoșman, președintele Federației Hipocrat. Bună ziua, domnule doctor! Sără Dumana, bună ziua invitaților dumneavoastră, cu o mică rectificare. Nu sunt medic, sunt asistent medical. Vă mulțumesc de această, și pentru această precizare. Și mă mândresc cu această meserie. Dar suntem colegi. Asistenții noștri medicali de la Sanitas, cel puțin la Cluj, nu se raliază acestui protest. Este bine de știut că acolo se poate. Deci în federația dumneavoastră. Da, în federația noastră sunt toate categoriile de personal. Vreau să vă spun și mai mult că la Craiova
cei din Sanita s-au purtat banderole, lăsând la o parte discursul liderilor lor. Mă rog, nu asta este sensul a ceea ce vreau dumneavoastră să aflați de la mine. Cred că vă interesează cum am ajuns aici, în stadiul acesta și pentru ce protestăm. Cu siguranță am convenit cele două organizații care reprezintă medici și, așa cum am spus adineauri, întreg personalul medical din sistemul de sănătate și mă refer la Camera Federativă a Medicilor și Federația Hipocrat din România, prin consens au hotărât declanșarea acțiunilor de protest pentru a arăta odată ce se ascunde sub preș. Sunt multe probleme în sistemul de sănătate, profităm de conjunctura unui guvern tehnocrat pentru a arăta românilor și guvernului ce se întâmplă în sistemul de sănătate și pentru a lua măsuri ca în următoarea perioadă, cu un proiect de reformare a sistemului de termen mediu și lung, să se rezolve problemele sistemului de sănătate din România. Nu ne dorim altceva decât aceste lucruri în interesul pacienților și, de ce nu, și în interesul salariaților din sistem, solicitând, așa cum foarte bine știți, creșterea salariilor în sistemul de sănătate pentru întreg personalul angajat. Deoarece știm foarte bine că foarte mulți medici pregătiți de România așa foarte bine pleacă să lucreze în străinătate pentru a trăi un trai decent. Pentru că acolo medici și asistenți, totodată. Și medici și asistenți, sigur că da, mulțumesc pentru completare. Domnule Cotorman, dacă bine mă amintesc, a mai fost grevă japoneză în sistemul sanitar. S-a trecut chiar și la grevă generală, a fost grevă de avertisment și apoi grevă generală. Credeți că de data aceasta o să aveți câștig de cauză? Fără am să ajungeți la aceste forme extreme? Am toate speranțele că acest guvern se va pleca asupra revendicărilor noastre și sper că vom fi invitați la negocieri în această perioadă și vom găsi soluții la masă, așa cum noi am învățat și cam asta facem de obicei. Ne place să discutăm la masă, să găsim soluții, însă de data aceasta nu s-a mai putut din cauza refuzului la un moment dat a autorităților de a discuta pe probleme. Prima declarație a premierului legată de majorile salariale, bănuiesc că ați auzit-o, nu are bani. Cu siguranță, pentru că legea 284 se referă, dacă vreți, nu numai la personalul din sistemul de sănătate, ci la întreg personalul bugetar angajat în România. Însă, revin și spun încă o dată pe această cale, s-au găsit bani pentru o parte a bugetarilor și acea parte o cunoaștem cu toții, este vorba de politic. Noi nu facem politică și nu o să facem niciodată. Însă, dacă se găsesc bani pentru o anumită parte a bugetarului, de ce nu se găsesc și pentru ceilalți? Da, sper să se găsească totuși și să aibă un răspuns guvernanții noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Da, dacă îmi permiteți, s-a pus punctul pe ei aici, din punctul meu de vedere, cu guvernul acesta tehnocrat, problema care trebuie pusă, dincolo de majorarea salariilor, îi înțeleg pe medici, e nevoie de asta, dar cred că problema mai importantă este ce spunea și liderul de sindicat de la telefon, reformarea sistemului. Și aici vrem să veniți și cu idei din partea sindicatelor, pentru că, ok, dacă se mărește acum cu 25% și peste un an scade iar salariul sau ajunge inflația foarte mare, nu s-a rezolvat nimic. Din partea... De ce nu militați și pentru asta, pentru o reformare? Din partea sindicatelor și asociațiilor profesionale. Nu numai că milităm. Am făcut analize comparate a sistemului sanitar din toată Europa. Mergem la Federația Europeană, unde începem cu sisteme comparate sanitare. Ce se întâmplă în Franța, în Anglia, de ce merge acolo și nu merge aici. Doi la mână. Am făcut o analiză a sistemului sanitar pe toată perioada istorică de la primul război încoace. Care este cea mai mare problemă actuală în România cu sistemul? Pe lângă salarii, bineînțeles. Sistemul sanitar nu este o prioritate a guvernului. Ori de câte ori, câte un ministru spune că este o prioritate, investește în altă parte. Nu se investește suficient. Deci, revenim la bani. Nu practic. Este o prioritate. Păi stați un pic, nu putem face un sistem fără să investim în el. Cât la sută din PIB credeți că
La un moment dat s-a vorbit și despre găurile negre. Era fostul director Duță, care acum că are și probleme legale, care spunea, domnule, putem investi în sănătate mult mai mult dacă nu închidem găurile negre. Nu știu dacă chiar problema asta este. Problema este, banii trebuie să vină, trebuie să fie urmăriți și investiția trebuie să fie investiție. Când intri într-un spital din străinătate, parcă intri într-o sală de operație, holurile scurate, pereții scurați, fotole. Tot asta înseamnă investiție și grijă și un gospodar care se ocupă de asta. La noi, când intri într-un spital, mamă, Doamne, îți vine să fugi de acolo. Deci, fiecare element, lingura care o primești, farfuria care o primești, cearșaful care o primești, tot asta înseamnă investiție și grijă. Nu ca la noi. Deci, în unele instituții sanitare îți este groază să intre. Asta este adevărul. Nu mai vorbesc de băi, nu mai vorbesc de mâncare. Se văd mâncarea de la noi și mâncarea de acolo. Nu mai vorbesc de mâncarea care o primește personalul angajat în spital. Dumneavoastră sunteți angajat la spitalul clinic? Noi suntem, la ora actuală, ambulatorul clinic integrat a spitalului clinic de boli infecțioase, așa sună. Da. Deci la stat. Deci la centru de diagnostic și fostul, tratament, fostul da. Centru, acum sunt condiții, da. S-au schimbat lucrurile și acolo ți era groază să intri, dar se pare că lucrurile s-au mișcat, s-au așa investit. Este. Așa este. Și la spitalul de infecțioase. Problema rămâne aceeași. Lipsa personalului. Personalul este supra-solicitat. Garda de la finanțarea. Infecțioase. Finanțarea în general. Deci să ai doar un medic pe gardă și un rezident sau nu știu, la 70 de pacienți care îți gem la ușă. Încă noi stăm bine. Încă o dată spun, repet, suntem un oraș mare. Noi avem filiale în toată țara, în 22 de județe. Ce ne povestesc colegii din orașele mici, este ceva de necrezut. Realitatea este mult mai cruntă. Noi stăm foarte bine, avem clinici universitare, dacă nu găsești un medic aici, îl găsești peste drum, farmacii la tot colțul, salvări la tot colțul, salvări private, spitale private, ambulatorii private. Deci ai pe feluri de a-ți rezolva problema. Într-un oraș mic unde locuiesc cetățeni români, cu cetățenii noștri, problema e mult mai gravă. Pe malul Dunării, de exemplu, iarna, dacă n-ai un vaporaș care să te ducă, salvarea nu merge, e dezastru. Sau un apuse, să nu mergem până la Dumânăre, că și aici la noi. Da, eu mi-am început cariera la spitalul din Câmpeni, știu cum e. Așa este. Când se la Câmpeni drumurile. Mă gândeam și eu. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și să vedem cum o să decurgă în continuare negocierile cu Ministerul Sănătății. Mulțumesc, Remus, și ție. Ei, doamnelor și domnilor, cam atât a fost emisiunea Transilvania la zi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.